Salutare, oameni frumoși, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu sunt Alex, iar în clipul de astăzi mergem la plimbare prin pădure, puțin cu Bruno. Din ceea ce observ, lui Bruno e frică de văcuțe, pentru că el, după cum am spus, a avut o viață destul de traumatizantă și a stat printre vaci. Da, fără nicio glumă, el a stat printre vaci, într-un grajd, o perioadă. Și probabil acest lucru i-a provocat niște traume, niște fobii. Ia uitați-l ăsta. Am ieșit puțin la plimbare. Este duminică. Am ieșit la plimbare. Doar că singura chestie care mă deranjează pe mine este faptul că mi-e frică de urs. Și pe aici chiar umblă ursul. Deci, Doamne ajută să fie bine ca să nu fie rău. Măi, sincer, chiar mi-e frică. Cumva. Pentru că acum urmează să intru în pădure. Și e destul de înfricoșătoare pădurea asta și na, dacă n-aș ști că umblă ursul, aș zice, bă, mă duc. Dar, sincer, n-am curaj. N-am curaj pentru că eu sunt undeva în spatele casei și știu că ursul trece chiar prin fața porții mele, adică cândva aici, unde e pădurea asta în spatele meu, era defrișat tot. Adică aveai vizibilitate dacă vine ursul. Bine, atunci nu erau astfel de probleme cu urși, cu... Ei, dar acum s-a împădurit așa. Bine, a crescut aiurea, nu credeți că a venit cineva să planteze. Cam așa arată locul pe unde mergem noi, Bruno în față. Mă, mie îmi place să merg prin pădure, sincer, chiar îmi place. Dar totodată mi-e frică. Chiar mi-e frică. Măi, în momentul în care ești țăran, de fapt nu, că jignim țăranii care sunt țărani în adevăratul sens al cuvântului și nu merită să fie jigniți. Bă, când ești nesimțit și prost, faci gesturi de astea. Ți-aduci cauciucul și-l arunci la marginea pădurii. Bă, cât de nesimțit să fii să faci lucruri de gen. Am așa o boală pe oamenii ăștia. Nu mergem, tati, că-i noroi. Am așa o boală pe oamenii ăștia. Uitați cât de frumos e aici. Bine. Și riscant, dar și frumos. Da, n-am înțeles de ce ți-ai aruncat gunoaiele în pădure. Nu înțeleg pe oamenii ăia care se duc la grătar, în vârful muntelui, și își lasă pe acolo toate gunoaiele. Peturi de bere, peturi de suc, ambalaje de la mici și carne și așa mai departe. Bă, dacă le-ai cărat pline, nu poți să le duci înapoi, până la primul coș de gunoi, goale, pe bune, adică am mai fost pe trasee turistice, hai tati, am mai fost pe trasee turistice și am văzut acest lucru. Au făcut grătar, au mâncat și și-au lăsat gunoaiele împrăștiate la locul grătarului. Bă, mie mi se pare o lipsă de respect față de natură, în primul rând, și față de alți oameni care vin în urma ta. Adică, da, nesimțire, n-am ce spune. Opa, iar asta îmi rup și gâtul. Da, adică, te-ai dus, te-ai simțit bine, bă, strânge, mă, că nu-i greu să iei niște peturi, să le turtești și să le arunci la primul coș de gunoi. Adică, pe bune, e lipsă de respect. Noi vorbim despre mașini electrice și cum să salvăm planeta. Păi tu când îți arunci petul ăla în pădure, e poluează cât 3 mașini la un loc. Zici mie că vai mașini electrice. Păi stai un pic, că pe noi ne mănâncă gunoaiele, dar visăm la mașini electrice și că ai vers pe pereți. El caută. Nu știu ce caută, dar caută. Aici e o zonă predominată de hribi. Mamă, ce-ar merge niște hribi cu niște cașcaval. Deși am fost crescut la munte, anul ăsta
n-am mers nicăieri, la modul, păi să mă duc și eu în spatele casei pe deal, prin pădure, să mă plimb. Toată vara n-am mers. N-am avut nici timpul necesar, iar când am avut timp, n-am avut curaj. Primul rând, mie mi-e frică de șerpi, mi-e frică de urși și mi-e frică de căpușe. Și nu m-am dus nicăieri din acest motiv. Și acum mi-a făcut curaj pentru că e destul de frig și nu cred că mai sunt șerpi și căpușe, dar totuși urși sunt. Și atât ai de riscant și atât ai de nașpa că nu poți să te duci să te plimbi. Chiar dacă unii zic că aici unde sunt eu nu e traseu turistic. Dar chiar și pe traseele turistice umblă urșii. Sfatul meu pentru voi este să nu vă mai expuneți aiurea ursului, pentru că nu cred că merită. Vă riscați viața aiurea și pentru ce? Pentru o poză, pentru un selfie? Mamă, e ursul. Mamă. Hai de cap, hai Bruno, hai. Nu știu dacă se aude și pe înregistrare, pentru că nu am lavaliera la mine. Poate că ați văzut că aveam un microfon aici, era de la camera de for. Dar nu știu, nu... când am plecat de acasă am făcut toate probele, totul ok, și după aceea n-a mai funcționat. Nu știu care-i treaba. Gata, fraților, am plecat acasă. Nu stăm să mai riscăm nimic, pentru că nu merită din punctul meu de vedere. Nu știu ce a ieșit din acest clip, o să văd la montaj. Dacă e ok, îl postez, dacă nu, nu. Dar probabil o să-l postez. Și ce să zic, nu vă expuneți la urși. Până data viitoare aveți grijă de voi. Ceau!